După cum se poate vedea, absolut toată mizeria este extrasă din materialul aspirat, materialul rămânând uscat în proporție de 90% și cu toată mizeria din material extrasă, cu ajutorul acestui aspirator cu injecție extracție profesional. Acest aspirator este dedicat exclusiv de tehnicul interior auto și extrage orice mizerie, praf, peti și așa mai departe. Noi folosim o soluție specială de curățare care practic scoate tot ce înseamnă mizerie și praf din material, lăsându-l uscat și parfumat. La predare, mașina va fi în proporție de 90% uscată complet. O să vă arătăm în continuare aspiratorul, să vedeți exact ce se întâmplă, având două compartimente, una pentru soluții și una pentru unde se extrage mizeria, practic. Că cum se poate vedea. Acest aspirator este un aspirator profesional. O să vedeți exact ce se întâmplă. Practic cum absorbe toată mizeria din materialul aspirat, după cum se poate vedea. Aspiratorul pe care noi îl folosim este un aspirator cu injecție extracție, care extrage toată mizeria din materialul aspirat. Bineînțeles, înainte să folosim această metodă cu aspiratorul de injecție extracție, scaunul a fost pregătit în anumite etape. După cum se poate vedea, deja este o diferență vizibilă între partea la care s-a dat, da? Și partea la care încă nu s-a dat. Noi lucrăm cu aspiratoare profesionale la curățarea elementelor din interiorul mașinii, atât cu injecție extracție, cât și umed uscate. O să vă arăt în continuare, ce se întâmplă în momentul în care se face această aspirare la aspirator. Deci, practic, aici este soluția pe care noi o injectăm în tapiserie și aici, practic, este toată mizeria care ajunge din tapiserie în aspiratorul nostru. Deci, practic, tot ce înseamnă praf și mizerie, peti și așa mai departe, totul se extrage și ajunge în acest aspirator. După cum se poate vedea, asta este un cap de aspirare, asta este capul pentru injecție extracție.